Două adevăruri și o minciună. Am 12 ani, că la trompetă și am BMW. Pachetul ăsta de cărți. Salutare, fraților, bine v-am găsit la un nou vlog. Suntem alături de TV, Forță Romania, bossul boșilor. Acum facem un vlog nou. Am mai făcut un vlog de mult timp. Astăzi vom face un nou challenge, o adevăr și o minciună. Am pregătit aici fiecare pe foaie, ca boșă, și el pe telefon, ca să le întocă. Vom juca pe puncte. Puncte e bun. Dacă ghicești care e minciună dintre alea trei, ai un punct, știi? Ne câștigă, câștigă. Hai să dăm bătaie, fraților. Va începe pe TV pentru că este invitat special în această emisiune. Emisiunea Shelly TV, Mario TV TV. 1. Am 12 ani, când la trompetă și am BMW. Care minciună? Ai 12 ani și când la trompetă sunt adevărate și ultime false. Corect. Ai din astea mai grele? Da. Hai, nu? Am primit o notificare. Bun, încep eu. Îmi place să editez, am fost călcat de mașină și am jucat CSGO. Am jucat CSGO adevăr, îmi place să editez adevăr și când ai fost călcat de mașină minciună. Da. Cum poate călcat mașina? Da, minciuna că am jucat CSGO. N-am jucat niciodată. Tu știi ce vrei de la viață. 2. Învăț la Ciprian Porumbescu, la saxofon și am pe joc, care minciună. Tu zici numai minciună. Cânt la saxofon. Corect. El cântă la trompetă. Fraților, dacă vrei să-l contactați, Facebook, Gabriel. Tiberiu Proiitorul, Forță. Ascult Dani Mocanu, am fost în Madrid, am fost în Bruxelles. Minciuna că ai fost în Madrid? Dar ascult Dani Mocanu, e adevăr. Așa, și Bruxelles. Am fost în Madrid, e adevăr, și am fost în Bruxelles, minciună. Izdeți, 3. Eu sunt prea unul cu o fată, stau în Lucești, am un milion de dolari. Am un milion de dolari, e minciuna. Adevărat. El are 2 milioane de dolari, nu 1 milion de dolari. Exact. Am găsit 50 de lei în timp ce făceam curat pe afară. Am găsit 50 de lei pe faleză. Am găsit un telefon pierdut. Ai găsit 50 de lei pe afară? Adevăr? Da. Că ai găsit un telefon? Adevăr? Mm-mm. Am găsit 50 de lei pe faleză. Bă, păi du-te în mea că tu ai 3-0. Hai, start! Am trompeta, morg, am saxofon, care-i minciuna? Ai saxofon, e minciuna, că ai zis că nu cânti la saxofon. Da. Am luat nota 10 în teză la mat în clasa 9. Timpul pandemiei am ieșit pe dealuri în aer liber. Am fost internat la spital. Fost internat la spital, e adevăr. Minciuna. Nu, vezi bine, adevăr. Ai ieșit pe dealul, e adevărul și minciuna e cu aia, cu teza. N-am luat niciodată 10. Ești filozof și ai 10 la teză. Ok. Ne bătem ca aceea. Băi, eu n-am luat 10 la matintă liceu. 5, 4, 2. Hai. Eliana, să-mi bat, am venit cu pachetul ăsta de cărți. Cum știu că a bun? Le amestecăm acum. Gata. Eu să le pun unul aici. Atât. Alegi, care vrei? Întoarce. 9? 9 și dacă a meu e mai mare, eu am câștigat. Toate astea fiind spuse, nu uitați să dați un follow pe TikTok-ul TV 2010, Forță acolo. Aveți Instagram-ul lui în descriere. TikTok-ul uitați... bun. Aveți TikTok-ul lui în descriere. TV 2010, Forță. Descriere. Instagram-ul meu, TikTok-ul meu, mi-am deschis cont nou de TikTok. E, ți recomand. Pe celălalt mi l-a închis. Ne auzim data viitoare cu un nou vlog. Pa! Toată seara cu gagicile în spate, vine gata, cică o vorba de-n parte.